această grădiniță, să vă spun, era dezastru, poate e mult spus, în orice caz era ruinată, era într-o stare foarte gravă. Acum, după cum vedeți, avem condiții foarte bune, nici nu putem spune foarte bune. Anul acesta s-a construit un bloc alimentar nou, după toate cerințele sanitare. Anul trecut am câștigat proiectul românesc. Mi s-a făcut acoperișul, s-a construit gardul, s-a făcut pavajul jur împrejur a grădiniței. Mai înainte am câștigat alt proiect, cu mulți ani în urmă s-a făcut reparații capitale în grădiniță, după cum vedeți. Este o grădiniță de tip modern, copiilor le place, atât copiilor cât și părinților. Avem bani și din bugetul primăriei, dar este mult mai important când câștigăm un proiect, deoarece se vede un lucru mai mare, capacitatea la fel este mai mare. Dorim și pe viitor, mai avem de rezolvat, mai avem teren de făcut, mai amenajat. Știți cum Moldova nu vrea mai mult și mai mult. Deci sunt mulțumită de starea grădiniței. Avem niște grupe bine dotate. Ne aflăm într-o stare a căldurii, din punct de vedere, foarte bine, fiindcă grădinița este încălzită de centralizare gazată. Deci toate investițiile care sunt oferite grădiniții date sunt destul de benefice și pentru copil și pentru noi ca educatori. Ne oferă posibilitatea de a ne afla într-un anturaj destul de comod. Ne simțim ca acasă. Sperăm pe viitor să mai deținem astfel de investiții, să ni se mai ofere astfel de oportunități, fiindcă noi în așa mod creștem. Le creștem atât în plan profesional, cât și în plan sufletesc. La momentul potrivit ne vine proiectul Novoteca. Lucrurile s-au schimbat radical. Bibliotecile au devenit animate. În primul rând, vreau să vă spun că bibliotecarii, singuri însuși bibliotecarii, au luat o altă atitudine față de serviciu pe care îl fac dânșii. Sunt mai frecvenți copiii din familiile vulnerabile, care familia nu-și permite să procure un calculator. Dânsul vine aici și nu se simte, copilul acesta nu se simte într-un fel discriminat, nu se simte intimidat, că uite, nu cunoaște. Pe urmă, chiar lumea, populația mai în vârstă, utilizatorul mai în vârstă, care are copii peste hotare. Discută, vin și discută liber, discută pe Skype. Am participat la programul 1 plus 1, care vedea în felul următor, adică să fie că administrația publică locală, uite, ne cumpără o tabletă sau un calculator, ceva din tehnologiile informaționale și la rândul său, proiectul Novoteca, ne donează următorul calculator sau următoarea tabletă. Grație școlii Advocacy și grație asociației Obștești de la Bălți, eu aduc în bibliotecă aceste două tablete pentru utilizatorul și îndeosebi pentru utilizatorul mic. Cu acest proiect noi reușim să încadrăm în societate și copiii sau persoanele din familiile vulnerabile. Poate prea măresc lucrurile, dar eu știți cum o numesc, hai dacă să zicem că nu o revoluție mare, dar o micro-revoluție în viața bibliotecilor. Pentru mine
Biblioteca este a doua casă. Aici învăța să citesc, să povestesc, să învăț multe lucruri frumoase. Eu cred că aici e bine, toți învață ceva nou, învață să citească cel mai mult. În deosebi, noi copiii iubim foarte mult să citim, mai ales eu, citesc multe povești. Și cred că asta este. Aici, la bibliotecă, învățăm să fim noi înșiși, să dezbatem gheața, să citim prima poezia noastră, să spunem tot ce mai frumos pe lume, să cunoaștem secretele lumii noastre, mai ales în satul nostru, Corlateni. La calculator noi găsim multe în istorie, despre mulți poeți și cântători, muzicieni. Deci am avut multe poezii, cântece, dansuri și am învățat chiar și să cânt. Mari menționate care au fost au dus la eficiența energetică a instituției. Atât schimbarea acoperișului, această construcție a cazangeriei autonome și termoizolarea fasadei și schimbarea temporiei, aceste putem să le menționăm toate la eficiență energetică. În urma cărui fapt, deci a scăzut morbiditatea copiilor, temperatura aerului în încăpiri este adecvată pentru desfășurarea procesului educațional și avem o economie undeva, poate mult nu, dar în jur de 20% la cheltuielile pentru întreținerea instituției. Ținând cont de faptul că noi suntem la autogestiune și la moment banul urmează elevul, este o problemă și demografică, numărul de copii se micșorează de an de an și din această cauză, așa proiecte mari, la nivel de instituție, ele niciodată nu ar putea fi realizate. Sunt foarte benefice, ceea ce creează condiții și noi putem condiții bune pentru toți beneficiarii și, de asemenea, chiar și îmbogățirea baze didactic materiale instituției, ceea ce este foarte important pentru procesul educațional. Așa, deci, în primul rând, s-au creat condiții foarte bune de studii pentru copii, pentru elevi. Elevii au posibilitate să-și dezvolte abilitățile, atitudinile, să-și îmbogățească cunoștințele, au intervenit unele schimbări în interiorul sălilor de clasă, deci ele au devenit mai călduroase în primul rând în urma proiectului de eficiență energetică. Vreau să spun că și copiii mei și-au făcut studiile în incinta acestui liceu și în ultimii 2 ani, deci se vede o schimbare foarte mare în ceea ce privește condițiile favorabile. Aceste proiecte sunt foarte benefice, în primul rând, nu numai pentru școală, dar în general și pentru întreg sat și pentru societate și pentru părinți, pentru că părinții știu că copiii venind aici în incinta liceului și având așa condiții bune, deci simt o securitate pentru viața copiilor și dacă cred eu că vom implementa asemenea proiecte, deci vom avea și succese și vom avea și un viitor mai sănătos, mai dezvoltat. Asemenea proiecte sunt foarte importante și necesare, pentru că totuși dacă se pune accentul pe o educație, deci trebuie să investim în educație, pentru că asta este viitorul țării noastre.
activez în calitate de primar în satul Corlătin din anul 2011 și pe parcursul activității mele am reușit și am implementat mai multe proiecte. Ca un proiect foarte important pentru satul Corlătin, adică pentru toată populația trăitoare din acest sat, este apeductul și canalizarea care a fost oferit de către fondul mediului. La moment avem conectați 1240 de gospodării la apeduct. Urmează să fie instalat canalizare, de care foarte mult are nevoie în populație. Tot în acest context au fost implementate proiecte de la Fondul Investiții din Moldova, că grădinița de copii numărul 1 a fost schimbat acoperișul și a fost schimbat și gardul. Era problemă destul de serioasă, fiindcă acest acoperiș curge. La moment s-a lămurit toate întrebările. S-a mai lucrat cu Asociația Obștească din orașul Bălți, Procuria, cu grădinița numărul 2, unde 3 ani la rând a fost câștigat proiect cu contribuția comunității, adică a primăriei. La această grădiniță a fost schimbat de asemenea acoperișul, tâmplăria și a fost făcut fasada la această grădiniță. Cu programul Acțiunilor Unite din Moldova, CNUD, a fost câștigat un proiect, ce ține un proiect intercomunitar, a fost făcut o alee pietonală care duce spre, între două sate, Corlăteni și Sângurieni. Tot prin programul Națiunilor Unite a fost, prin acest proiect, prin PNUD, a fost, mi s-a oferit o mașină care deservește apeductul în satul Corlăteni cu tot instrumentul necesar. Și aceste proiecte sunt destul de importante pentru sat, importante pentru binele trăitorilor din satul nostru și aș spune că sunt foarte benefice și noi primarii trebuie să muncim și să lucrăm asupra la toate aceste proiecte ca să mai fie câștigate pentru viața și traiul cetățeanilor noștri din sat.